În acest video îți prezint conectarea și programarea unui sistem de control acces cu tastatură RFID la o ială electromagnetică pentru o poartă, o ușă. Pentru alimentarea sistemului folosesc această sursă de tensiune în comutație de 10 A. Aici am iala electromagnetică și sistemul de prindere pe poartă. Aceasta este tastatura cu RFID, iar aici am tagurile de proximitate cu chip. Demontez carcasa tastaturii pentru a putea face conexiunile. Tensiunea de alimentare a acestui sistem de control acces este 12 V, curent continuu, de aceea este nevoie de sursa de tensiune în comutație. În interior avem această placă electronică. Aici se văd bornele de conectare, ele sunt notate. Le-am conectat și vă voi prezenta și cum am făcut. Am folosit cablu de internet UTP pentru conexiuni. Am alimentat sursa cu 230 V pe cablul negru. Ea are și bornă de împământare. O voi lega și la împământare când o montez. Conductorul maro este legat la borna plus, cel alb maro este legat la borna minus. La tastatură de la borna plus duc un conductor la borna QOM, iar de la borna normal open, NO, duc un conductor la iala electromagnetică. Conductorul alb-albastru este minusul care merge direct la ială. Pentru a mă susține să creez în continuare videotutoriale care să te ajute atunci când ai nevoie și nu numai, apasă pe iconița de abonare. De la inimioara de mulțumire poți face o mulțumire către mine. Acestea sunt toate conexiunile necesare. Alimentăm sursa și trecem la partea de programare. Codul de programare din fabrică este 881122. Din interior pot să deschid iala de la acest buton sau cu cheia. Codul public din fabrică pentru a deschide este 1234, îl testez, funcționează. Pentru a schimba acest cod public, se apasă tasta diez, apoi codul de programare, tasta 3 și noul cod format din 4 cifre, 1992 în acest caz. Ies din modul de programare prin apăsarea tastei diez. Voi testa vechiul cod de acces. Acesta nu mai deschide. Testez și noul cod. A deschis. Pentru a seta cât timp să fie deschiderea ușii, intru în modul de programare cu diez 881122, apoi apăs tasta 2 și 05 în acest caz, care înseamnă 5 secunde. Poți pune un timp mai mare sau mai mic. Îl testez, deschide și va închide după 5 secunde. Cele trei taguri nu sunt memorate în acest moment și nu vor deschide iala.
Pentru a memora tagurile sau cardurile de proximitate, intru în modul de programare cu diez 881122, apăs tasta 5, apoi 0001 și pun primul tag. Continui să pun și celelalte taguri, deoarece sistemul va incrementa numărul în continuarea celui scris, adică 0002, 0003. Ies din modul de programare cu tasta diez și verificăm dacă acum tagurile deschid. Toate tagurile deschid iala, deci este în regulă. Ștergerea unui tag de proximitate prin prezența lui. Intru în modul de programare diez 881122, apoi tasta 7 și tagul pe care vreau să îl șterg. Primul în acest caz. Verificăm dacă primul mai deschide. Nu mai deschide, iar celelalte două vor deschide în continuare. Ștergerea unui tag de proximitate prin codul setat al acestuia. Intru în modul de programare diez 881122, apoi tasta 7 și tastez codul setat pentru fiecare tag pe care vreau să-l șterg. În cazul acesta 0002 și 0003 pentru celelalte două taguri de proximitate. Le testez să văd dacă mai deschid. Nu mai deschide niciunul acum. Nici primul, deoarece l-am șters mai înainte. Este bine să notezi codul cu un marker permanent pe fiecare tag sau să-i pui o etichetă pentru a nu-l uita. Îți recomand ca după instalare să modifici codul de programare. Acesta se modifică foarte ușor. Tastezi vechiul cod de programare, apeși tasta 0, noul cod de programare, plus încă o dată noul cod de programare și asta a fost tot. Dacă prezentarea mea de astăzi ți-a plăcut și te-a ajutat, dă-i un like și nu uita de ce ți-am spus mai înainte legat de canalul meu. Urmărește și alte video tutoriale de pe acest canal printr-un click pe ferestrele de pe ecran. Îți mulțumesc!